A investit într-un sistem de încălzire cu panouri solare, iar acum își achită în jumătate facturile. Mai mult decât atât, surplusul de energie electrică îl vinde unuia dintre principalii operatori privați de distribuire a curentului în Moldova. Vorbim despre Dinu Bubulici, fotograf de profesie, dar care și-a reprofilat activitatea și nu regretă deloc, mai ales acum când majoritatea moldovenilor se teme că îi așteaptă facturi mai mari pentru consumul de curent și gaze. Panourile fotovoltaice au fost instalate pe acoperișul casei lui Dinu Bubulici în 2019, iar de anul trecut, de când au început să funcționeze conform tuturor normelor și legislației naționale, îi acoperă o parte bună din cheltuieli. Cea mai mare provocare nu au fost lucrările de instalare, pe care le-a făcut de unul singur, ci importul panourilor din China. Am învățat bine fizică în școală și, în principiu, toate cunoștințele se trag de acolo, cum se instalez niște fire electrice și cum lucrează aparatajele electrice. A fost o provocare să le aduc, să duc tratativii, să caut transport. Eu am făcut prima dată această operațiune, nu știam toate detaliile. O procedură nevoioasă a fost și devamarea planșelor. Inspectorul vamal care m-am adresat pentru devamarea acestui lot, el însăși nu era la curent cum se face această procedură, pentru că ei nu au lucrat niciodată, sau mă rog, foarte puține cazuri, când au lucrat cu persoane fizice. Ei sunt obișnuiți să lucreze cu brokeri, în care brokerul face absolut tot lucrul și ei doar conștampilă. Într-un final a reușit, iar acum cele 14 panouri fotovoltaice transmit energie către prizele din casa lui, fiind transformată în 220 de volți. Mai mult decât atât, instalația este conectată la un transformator care acumulează tot curentul și îl livrează atunci când panourile au un randament mai scăzut. Aceste panouri produc cam în jur de 5-6 mii de kW pe an, dar consumul meu e în jur de 10, respectiv cam 60% mi-o acoperă. Bărbatul spune că de obicei există surplus de energie pe care o vinde unuia dintre principalii operatori privați de pe piața de energie din Moldova. Atunci când privește în urmă la începutul drumului pe care a pornit, Dinu constată că a procedat mai mult decât corect, gând care vine mai ales acum când toată lumea discută despre majorarea prețurilor pentru gaze și curent. Eu produc aceeași cantitate indiferent de preț. Respectiv, doar aș achita această diferență și aș fi în plus. Plus la toate, nu mă afectează scumpirile gazului, pentru că încălzirea este pe electricitate. Suma totală investită pentru procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice a fost de peste 3.000 de euro, spune Dinu, iar durata acestora poate ajunge și până la 30 de ani. Pe viitor, tânărul își propune să-și mai instaleze un asemenea sistem.